Bună dimineața, numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube Școala de Training. Astăzi m-am grăbit un pic, am avut puțină treabă. Vreau să vă spun că BTC-ul este exact la rezistență. Mare grijă, încercați să fiți precauți. De ce? A testat de vreo două ori rezistența triunghiului simetric și se pare că n-a rupt-o, dar în momentul de față este într-un canal ascendent, da? Și aveți mare grijă, dacă arunc canalul ascendent, sunt șanse foarte mari să meargă să testeze iarăși rezistent suportul de la 49.600, da? Deci fiți foarte atenți, încercați să fiți cu băgare de seamă. Totodată a creat și un triunghi simetric pe un time frame mai mic, ceea ce ar putea să-l ducă în sus și să rupă rezistența, dar suntem la un moment de răscruce, trebuie să fim foarte atenți și foarte precauți, da? Bun, vrem să vă mai povestesc despre Eggold. Eggold-ul am văzut că în momentul de față, zilele trecute a avut un symmetrical triangle pe daily, unde l-a luat suport și a creat un triunghi mai mic pe un time frame de 4 ore, triunghi descendent, care suntem în partea de jos, exact pe suport. Dacă ține suportul și da, sunt șanse foarte mari să meargă, să testeze rezistența, ba chiar s-o rupă. De ce? Fiindcă suntem foarte aproape de finalul triunghiului. Da? Asta înseamnă că sunt șanse mari de tot să-l rupă. Fiți precauți, încercați să, tot timpul să vă imaginați dacă BTC-ul are corecție, clar o să rupă tot. E posibil ca BTC-ul să mai meargă încă o dată să testeze suportul de la 49.600, asta în cazul în care nu rupe rezistența de la 51.800, da? Dar tot timpul încercați să fiți precauți, da? Bun, deci astăzi e o zi cam cu semnul întrebării, cam critică pentru Bitcoin. Iar dacă rupe 51.800, următoarea rezistență este la 52.500, 700, 800, pe acolo, dar dacă o rupe pe aia, așteptați-vă la explozii, da? Asta în cazul în care o rupe, nu o să mai vedeți BTC-ul niciodată, cel puțin anul ăsta, la 30.000, adică sau mai jos, da? De ce? Fiindcă confirmă scenariul de bullish, adică confirmă că vrea să meargă mai departe, da? Bun, încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru like-uri, pentru mesaje, pentru absolut tot. Vreau să vă doresc o zi minunată. Luni o să avem extragerea pentru concurs, da? Și Doamne ajută și baftă în trading. Pa!